să fim vii... Ah, splendid. Hai să mă bag și eu. Mă văd, aia e. Dar ce șansă... A spus Ipa, ce șansă să fie piesa asta? Mi se pare splendid. Hai, Clodica, asta rămâne aici, pe piesă. Păi da, îmi place piesa, ce ai? Hai uite, să-ți mai zic că mai găsit ce să mă fac dacă îmi place melodia aici. Asteia? Am găsit un loc de poze și da? Piesa unde se când? Aude. Da, am vârstă. Și oriunde o aud, ne, când ne dansăm și ne cântăm cu ea. A, le-ai de poze. A, nu mai pot cu poze. Eu am gândit în câmp deschis strategia. Eu te las acum să trăiești tinerețile. Dar la pensie împingem de căruțe. No, și ce e, Ipolita? Acel vii și îți pui cortul, îți alegi un spațiu unde vrei să stai. Ce? Mă, dar m-a avut și pe mine sau iar hai am rămas ce? Ultima. Ce-i, dragă? Haida! Așteptați-mă și pe mine să vin și eu în pas alert. Asta zic. Uite-te de acolo, arată bine să ne facem o poză de seară. Da, super, ce de ai? De acum ne facem toți dar trei aici. Dar cum arată bine? Ia stai, Ana, acolo. Stai acolo. Nu așa, că ținuta asta am pozat-o. Lasă-mă puțin. Stai că vrea să fac ea un cadru. Stai că aici că cu mine. Ea e... Sau urcă-te mai sus unde vrei. A, băi, nu, sunt... You are guts. Ești în cameră, angry. Ba bune, ori ești tu, ori sunt ăștia. Băi, s-a terminat, asta distruge tot, eu vă spun. Nu, e... uite-te și tu ce cadru, ce ia aveți. Să vedem. Ai? Ce ai tu? Și vezi că nu-i contrajur. Ce ai tu? De super, da, super! Foarte frumos ne-ai nu făcut, păsărica! Să ieși din cadru! Andrei, fă-ne poză și cu... doamna! Bunica. Măi, nu-i mai zi așa, școala... Te... Dar vino lângă mine, nu-l flancăm pe om! Ca două bătuși! Aha, da, ai dreptat! Nu! Ai alt retrograd! Asta scoate și piciorul, să pare o proastă! Lasă-o pe mama mare acolo! Dă-i telefonul la copil! Hai! Stai că mama mare vrea să-și arate o festă! Păi uite-o pe asta cu piciorul și-o! Ia-i pe Chanel acum! Mărgelele astea! Super! Nu face bine asta poză, spun drept. Ba da, face. O, dar de unde știi tu? Vezi că e fotograf de meserie. Nu pare. Ia uite, dracului! Dar nu mă dar să mai zici că eu mă iau fă de tine! Ia uite aici ce păi șarpe! Hai că îmi stau prea cam. Ne-am pozat pe scări ca la sfatul popular. Eu cu mătușile. Aici am rămas, nu mai poți. Ai fetită, nu mai poți mai stau cam brață. Exact. Păi ia-te, că ai văzut ce-ți face. Haide să mergem, că diseară tot aici venim și mâncăm și mâine dimineață. În fiecare zi. În fiecare dimineață și zi și am fost și aseară, fii atent. Ce oribilă sunt. Oribilă! Diana, toate pozele, numai asta zici. Hai că trebuie să mă duc să mă arunc cu fetele alea drăguțe de pe online în piscină. A, vrei să faci? A, ok. Da, și tu o să mergi să te distrezi pe plajă cu colegul tău, Podi. Perfect. Te duc, te montez. Și pleci. Și te las. El se duce la nudiști, nenorocitul. Da, 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 nu să spună la lume să se știe. Că tu mergi la nudiști. Dar n-are treabă. Dacă el ai vreo admiratoare, să știi unde te găsești. Stai liniștită, că admiratoarele știu unde mă găsesc. Nu știu, mai că stare viață dublă. Admiratoarele mă caută dacă vor să mă găsească. Niște anuntă nu ne cheamă, tu ascultă la mine. Nu e adevărat, eu tocmai am explicat că eu n-am treabă că pleacă. Pentru că eu am gândit strategia asta de conquer pe viață. La pensie, Mimie, să știu cum unde e el. Eu acolo vreau să știu și vin. La pensie? Într-un dinghi urlând. Clad! Hai, ajută-mă cu plăsuțele. Eu pe o plajă, într-un hamac. Da. Și dintr-o dată apare barca. Eu m-am plimbat pe acolo de sculță, la restaurant. Mi-a plăcut. Am mâncat, parcă. Nu, că acum suntem grăsuțe și eu și Ana și încercăm să mâncăm mai puțin, dar la vamă nu prea am putut. Două pizza, mult am mâncat în vama veche, mult de tot. Mâncarea e foarte bună, dacă știți unde să mergeți. Hai că am ieșit la pensie, de aici! M-am autopensionat! Ia 87! Că ea se va pensiona târziu pentru că îi place munca și va sta în câmpul mult și mult. Da! Eu nu mă las până nu am eu castel cu două aripi, una pentru mine, și una turn, pentru pod. Da, și turn, unul pentru mine, unul pentru pod și mijloc cu birou. Mă rog, și pivniță, să-i punem lui Diana urna. Demisolul Ticiu.
Că mi se pare că tu pe mine m-ai scos tot timpul din ecuație și deocamdată ăsta pleacă în an sabatic. Dar cine? De nu, mai scos? Adică vrea să-ți spune lui... că se va ocupa ea de tine. Da. Așa că mai bine să o punem pe ea la urnă. O să muncesc în grija ei până mă duc în groapă. O să te mențin tânără. Fac un nou tratament de slăbit și țin în același timp și regimul verei, pentru că trebuie să mănânc chiar dacă atâta o dată pe zi. Și vezi că de vineri, astăzi este marți, de vineri am slăbit 2,8 kg. Și am, să nu folosesc cuvântul, am dat și la rață de 3-4 ori când am mâncat cu sosuri și multe porcării. Așa că nu mai pot să mănânc decât de regim. Nu am eu treabă, să nu mă mai sune 6 ani. Nu am nicio problemă. Eu acolo vreau pe copilul lui să vină la mine cu ruxăcel, să zică bunii pușii deschide. Vai, splendid, să vină așa. Doi. Și să întrebe cine e, cine e tipa aia blondă din poză și tu să zici, e tu și Dia, dar nu mai e între noi. Uite ce frumoasă era ea când era tinerică în 74, Miss Iugoslavia. Nu mai e. Nu. Ce s-a întâmplat cu ea? Se plimba prin Amsterdam cu bicicleta, așa căzut într-un canal. Mai, cum adică Miss Iugoslavia? Păi da, nu te-ai dus tu să vizitezi Iugoslavia zilele trecute? N-ai vrut tu să mergi la Sarajevo cu mașina? Acum o săptămână, nu mai de mult. Într-un trip de la Carlo Vivari, la Praga, la Dragu, da, nu știu de unde le debitezi. Bosnia, Montenegro, eu vroiam niște lucruri. Nu, niște deci, lucruri vroiam. Eu nu mai vreau să mă sune, până vine bunii puși ăla să-l văd eu că îl recunosc. Că-i cum tu va fi creț. Tu de ce ai? Nu, că va fi creț. La copil? La copil, da. O să-l recunosc că va fi creț și deschid ușa să intre și gata. O să am un nou clod, mai mic, dar-l cresc eu. Om îl fac! Exact. nu suntem, nu suntem bine. Da, da. Dacă mă mai aduci dragă la mare aici, că uite, e frumos. Aveți asta, este așteptat la podi. Păi următorul sejur, Diana, la Căciulata și la Gioagiu. Vei trăi aventuri, nu înțeleg ce te buc pe bune. Ea e numai cu curajul în povești. Și pe ea când o pui în fața faptului, nu mai poate să facă nimic din ce demitează. Eu vreau să înțeleg unde vă veți spune pe aici, pe craterele astea. Pe mine asta mă interesează. Nu, păi eu duc mai încolo. Mă duce, mă duce mai încolo, dacă nu mai vin, să știi că m-am dus, dar nu mai mă întorc. Cred că te oprești după Turcia. Asta zic. Mă duc mai încolo, unde-i plaja dreaptă și... Dumnezeu cu mila. O rezolv. Angry, eu atâta îți spun. Dacă nu dai și un stâl, într-un stâl de iluminat, n-ai sau făcut nu nimic. Te întorci invers într-o ghenă de gunoi, n-ai făcut nimic. Eu te înțeleg și am reușit să merg cu spatele, dar aș vrea să văd și asta. Stai, healthy. Ți-am zis că te întorceai invers în ghenă. Uite ghena. Aici. Măi, de aici era deschisă ceva bodegă. Da, uite, da, e restaurant mare, sus. Da? Mai e deschis? Nu, vezi că e închis, auzi la ea. Ce... Măi, Diana. Mai nu mai pot decă. Ea nu mai poate decă. Măi, eu... da, e clară treaba. Ce? Mai nu, m-a luat și cu căldură acum.